făcut-o doar ca sapă, pe care vreau să-mi întreb de ce ales halterile și, și nu fotbalul, de exemplu. Știți cum că fotbal tot se joacă. Chiar și eu când eram clasele mici, în clasa 4-a, a 5-a, în sat am început cu fotbalul. Era plăcut că facem cu diferite sate competiții, începând, dacă eu m-am născut în Mingir, cu Cărpineniu, pe urmă, cu Crasnoarmeiscu și așa, am ajuns și în Vulcănești. Și clar, fiecare copil mic începe cu fotbalul. Dar pe urmă, când am venit încoace în clasa 9, am început cu luptele, nu mi-a plăcut, pe urmă am început cu boxul, tot nu mi-a plăcut și deja, când a venit primul antrenor, am început cu halterile și vrem să fiu mai puternic și așa, așa am rămas la halterile. Dar sunt mulți părinți care interzic copiilor să ridice greutăți. Cum să-i convinge pe ei dacă copilul vrea să practice halterile? Aici de multe ori s-au întâmplat așa cazuri când vin părinții și spun că dar n-a să crească. Au fost niște cazuri când a început sportivul, că el nu i-am dat haltiera în spate și toată ziua șede cu haltiera. Dar noi o dată în săptămână acești sportivi și la bazin îi ducem, se mai ocupă cu alte probe și tenis și volei. Chiar când eram în selecționat, de multe ori jucam volei, chiar sâmbătă, duminică. Și au venit niște părinți cu sportivi, dar se temeau că copiii lor spuneau că n-ați crească. Pe urmă, zic că, dar n-aveți ceva ca să nu mai crească, de acum m-au întrecut și pe mine. Sunt cazuri diferite. Dar aici depinde cum începe sportivul antrenamentele. Că nu deodată i-am pus haltera, sunt diferite exerciții, sunt diferite probe sportive care, e clar că fiecare probă sportivă folosește haltera, este pentru a dezvolta fizic organismul.